esențial de drojdie și dacă pachetele are 25 de grame, noi punem jumătate. O să vorbim așa puțin aici. O să punem o linguriță de zahăr. Să adăugăm puțină apă. Așa. Cam o treime din... Și apoi o să punem 2-3 linguri de făină. Amestecăm mai întâi ca să se topească drojdia. Așa. Apa este călduță ca să se activeze drojdia. Dacă o punem fierbinte, drojdia moare și dacă este rece, nu se activează, dacă este prea rece. Așa, am topit drojdia și acum o să punem 1-2 linguri de făină. Așa, ca să avem așa ca o smântânică mai, nici prea groasă, dar nici subțire. Așa, mai punem încă o ligură. Așa, punem așa câte puțin. Cred că este de ajuns. Și amestecăm. În momentul când am obținut această smântânică de drojdie, făină cu drojdie, cu zahăr, o acoperim și o lăsăm să își dubleze volumul. Așteptăm să se activeze drojdia noastră. O să acoperim. Și lăsăm ca drojdia să se activeze, să-și dubleze volumul. Iama noastră a crescut. Uitați ce frumos e. Iama a crescut și acum adăugăm. Făină o adăugăm treptat. Să adăugăm o parte din făină. Acum adăugăm și o linguriță rasă de sare. Uleiul adăugăm treptat. Punem și puțin ulei. Așa. Amestecăm așa bine. Apoi adăugăm făină.
dacă mai este necesar mai adăugăm. Acum depinde de făină, cum este mai uscată, mai umedă. De aceea o adăugăm puțin câte puțin. Așa bine toate ingredientele. Acum adăugăm făină. Amestecăm. Frământăm cu mâna. Așa, scoatem paleta. Scoatem paleta și să frământăm cu mâna. Și începem. Încet, încet adăugăm și restul de făină care ne-a rămas. Și frământăm cu mâna până obținem un aluat potrivit, elastic, potrivit de tare. Așa. Așa. Am adăugat și restul de făină. Și frământăm și adăugăm puțin câte puțin și din ulei. Așa. Și frământăm până o să încăpurăm bine tot uleiul. Și o să pun un aluat elastic. Și frământăm cu ulei până îl terminăm, până terminăm tot uleiul. Așa. Am incorporat tot uleiul. Am amestecat. Îl punem așa aici, lăsăm să acoperim și lăsăm să-și dubleze volumul. Aluatul a crescut. Presurăm puțină făină și punem aluatul nostru aici. Așa. Și acum îl împăturim. Să-l împărțim. Aici avem un cântar. Aluatul nostru are 872 de grame. Așa. Și o să-l împărțim și o să facem 840 de grame. Așa. Și le facem pe toate. Punem tot.
aici. Fiecare are 140 de grame. Și acum fiecare o luăm și o întoarcem. Așa. Și o așezăm așa aici. Și luăm alta. Așa. Și o întindem și pe ultima. Și tragem de desubt. Așa. Așa, să ținem așa în mână. Și cu mișcări circulare, așa, îi dăm formă. Și acum, le-am făcut, începem să întindem ca să facem șuvițele. Pe prima și o întindem și o facem așa lungă, o așezăm așa aici, o luăm pe a doua și o întindem așa și le punem așa una lângă cealaltă, pe a treia, așa și o întindem și pe ultima. De la capăt și întindem. Le punem așa aici. Pe toate. Și întindem. Și ne facem șuvițele. Și după aceea le împletim. Și acum începem încet încet și răsucim. Așa. Și ne facem prima șuviță. Vedeți? Așa. Și aceasta este prima șuviță și așa le facem pe toate. Așa. Și o dăm deoparte. Și continuăm. Pe toate așa. Așa. Așa și închidem. Și după ce am întins, luăm și răsucim încet. Și întindem așa bine. Și răsucim. Ia vezi. Așa. Avem aici șuvițele noastre. O să luăm pe prima și începem. Și ne facem șuvița. Și le așezăm pe toate aici în față. Așa.
așezăm așa aici. O luăm pe a doua. Așa avem șuvițele noastre, le așezăm așa, una lângă cealaltă, le unim așa. Acum o luăm pe aceasta și o ducem și o tragem pe aceasta în jos. Pe aceasta de aici și o ducem încoace și asta o tragem așa, ia uitați, și așa facem cu fiecare, așa. Este pâinica noastră.